Polițiștii gorjeni au desfășurat multiple acțiuni pentru buna desfășurare a alegerii membrilor în Parlamentul European, dar și pentru corectitudinea procesului electoral în cazul referendumului. Totuși, cu toate eforturile oamenilor legii, incidentele nu au întârziat să apară. Un primar gorjean ar fi luat un buletin de vot model din secția de votare în scopul realizării unei copii Xerox. În cadrul secției 19 de votare din municipiul Târgu Jiu s-au descoperit nereguli cu privire la cererile depuse pentru urna mobilă. CNP-urile unor solicitanți nu ar fi fost trecute în cereri. Au fost înregistrate și apeluri la numărul unic de urgență, care sesizau fraude electorale care nu au fost confirmate ulterior. Doi cetățeni au fost sancționați de către polițiști pentru apelare nejustificată la numărul unic de urgență după ce au sesizat aspecte nereale legate de procesul de votare, a transmis Miruna Preșbeanu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj. Cei doi au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei fiecare.